Because some things are just worth fighting for. Salutări, oameni buni, Warbringer aici, mă întorc cu ultimul meci din acest Best of 3 între FXO Strelok sau Navi Strelok, Dumnezeu mai știe cum să-i spui, Strelok și americanul Gosu User, jucător american care activează în cadrul echipei Millennium. Iar harta pe care o să sau pe care se va desfășura acest meci, o hartă destul de veche. E vorba de Daybreak, însă a fost votat una din cele mai bune hărți de când s-a lansat StarCraft 2. Rămâne de văzut dacă Zergul va reuși să câștige această serie de Best of 3-uri sau Teranul va reuși să facă acest lucru. Din ce ați văzut până acum, Strelok nu merge altceva decât Mac vs. Zerg. Nu știu dacă și în celelalte match-up-uri joacă tot Mac versus Protoss, nu l-am văzut sau nu am apucat să văd meciuri cu el, însă am văzut că versus Teran merge tot Mac, versus Zerg merge tot Mac, și da, ăsta e stilul lui de joc, asta este compoziția de armată care îi place lui, cu care se descurcă cel mai bine. Deci domnul Strelok va fi probabil poreclit Goody 2, pentru că pardon, dacă n-ați auzit de Goody, înseamnă că n-ați auzit de unul din cei mai huliți și iubiți în același timp jucători de StarCraft 2, tot Teran, și el merge tot Mech, însă 90% din armata lui sunt Siege Tank-uri și a fost denumit Panzer General. E jucător german și iubește Siege Tank-urile, da? Și are unul din cele mai scăzute APM-uri din cadrul jucătorilor pro. Toată lumea face mișto de el. N-a avut el nu știu ce rezultate extraordinare, însă a cam sau a reușit să bată și jucători excelenți de StarCraft 2. Și acest lucru i-a câștigat un anumit respect din partea comunității de StarCraft 2 și mulți fani. Dar ăla este Goody. Promit să găsesc un match sau o serie de Best of 3 cu Goody. Până atunci însă noi revenim la match unde avem acest command center pe low ground din partea lui Ghost User. Ghost User, doamne, din partea lui Strelok. De-abia acum se va lua gazul, s-a mers Swan Rex Expand pentru Teran. Pe când al nostru Ghost User a mers Hatch First, apoi acest Spawning Pool. Și va începe și producția acestor Queen-uri, unități cruciale pentru Zerg, pentru a obține cât mai multă larva și normal să poți să produci cât mai multe unități odată. Da, e match point aici. Ghost User a avut un match 2 excelent, cel puțin asta este părerea mea, ca și decizii și așa mai departe. Pe când Strelok, în afară de acele push-uri cu sau acel push de început cu cele 4 sau 5 helioane, altceva n-a reușit să facă, pentru că un jucător de mech trebuie să strângă o masă critică de siege tank-uri ca să poată să iasă pe hartă. Iar dropurile cu acei roaches au fost excelent gândite și executate de către Ghost User. Rămâne de văzut dacă acea soluție va găsi și în acest match 3, pentru că sunt slabe șanse ca Strelok să schimbe build-ul, să meargă bio. A încercat bio în Wings of Liberty, nu se descurca foarte bine, mai ales în meciurile de Zerg, în care se mergea acel bio cu siege tank-uri versus Banish Mutas și așa mai departe, infestori. Chiar de asta se și plângea, iar acum cu apariția celor Hellbats a spus că da, asta e unitatea de care avea nevoie pentru a putea să-și perfecționeze stilul Mech. Ok, acestea fiind spuse, niciodată într-un concurs nu poți să fii sigur că oponentul tău va merge același build de 3 ori la rând. De aceea trebuie să ai mare, mare grijă. Nu vorbim de concursurile organizate de StarCraft 2 Vidcast, în care avem un membru acestei comunități care merge același build de fiecare dată. Însă Strelok se pare că o să spună why not? De ce să nu merg chestia asta dacă îmi place și cu asta mă simt bine? Deci Ghost User probabil că o să spună ok, mie nici nu mai are rost să mă stresez, că o să-mi facă nu știu ce, pentru că sunt convins că o să meargă Mac.
Primele două chelioane acum pe câmpul de luptă o să identifice faptul că există un third luat de către Zerg și încă două se vor alătura acestui barbecue party venit din partea lui Strelok. Da, interesant. Oh, ce tare, da. Dice attach pe acest eroc și distruge în acel proces și acest script tumor. Mai există posibilitatea să taci un Helion propriu dacă știi că există un Crypt Tumor în această zonă și pe lângă faptul că va face damage acestui Helion, va distruge și acest Crypt Tumor, însă foarte inteligent jucat aici de către Ghost User, fratele meu. Dacă tu vii cu Helioane, nicio problemă, eu o să vin cu o mână de roaches pentru a putea să ți le împing și that's about it. Un Zerg care nu sare peste anumite etape, nu se bazează doar pe acei lingi pentru a avansa în tech și economie. Face unitățile necesare pentru a face counter la ceea ce vine dinspre oponentul său. Aici am avut un pic de Widowmine drop. Mă uit rapid să văd câte unități au fost distruse. Două drone, nu extraordinar de mult, nu s-a meritat investiția. Și în tot acest timp mai avem cele patru elioane care vin să facă o vizită unei linii de minerale care este aproape goală, a reușit să distrugă o singură dronă acolo. Totuși, roachii ăștia vor trebui să lucreze intens dacă e să stopeze aceste elioane. Un pic de overlord hunting aici din partea lui Strelok, însă voi încerca să urmăresc elioanele astea. Iar din partea lui Ghost User vine această spiră. Ok, e important să vedem dacă există vreun răspuns din partea lui Strelok la acea spiră și dacă a identificat faptul că vine înspre el o cârcă de Mutas. Se prea poate ca acest viking să afle acest lucru, dar un queen deja trimis să oprească această tentativă. Iar Strelok imediat se va retrage, deci habar n-are de acest spire care vine dinspre Ghost User. Și din partea lui Strelok nici nu avem acele engineering bay, măcar un engineering bay îți trebuie ca să te poți proteja. Normal va trebui să aduni sau să bagi în mixul tău de armată și niște tori, mai ales când sunt mutas pe hartă, însă scopul lui Ghost User este să vină și să-l oblige pe Strelok să vină să apere, să nu plece înspre el, să îl țină pe 3 baze dacă se poate, în timp ce el își va lua și mai multe expenduri. În sovul acest viking o să aibă 3 kill-uri. Iar aici avem un drop. 4 drone distruse. Iar mutele sunt arătate în acest moment. Haideți, din reacția lui Strelok, deja 2 Thori erau băgați în producție. Deci mutele astea, nu știu dacă o să poată să facă foarte, foarte mult damage. Și 3 turete acum pentru domnul Strelok. Mutele astea până acum n-au reușit mare lucru. Și bine vedeți, Ghost User se oprește din producția lor și o face switch pe acești Swarm Hosts. Excelent joacă omul ăsta, îți arăt mute, băi tinere, după care o să trec pe Swarm Hosts. Iar Strelok, ne uităm rapid să vedem turete, câte a construit, doar una aici, una aici. Aici nu are absolut niciuna. Aici mai are una. Deci nu un overreact extraordinar din partea lui Strelok. S-a oprit și cu producția de Thor. Produce în continuare Hellbats, însă va avea nevoie de Siege Tank-uri pentru acele Swarm Hosts. Și versus Mech Swarm Host-urile astea nu știu cât de ok o să fie. Iar Strelok vede, băi, mutele alea, numerele lor nu crește, nu prea au venit să facă hărăți și așa mai departe. Deci ceva se întâmplă din partea lui Ghost User. Avem și Evolve Enduring Locust pentru Zerg. Deci acele lăcuste vor avea o viață mult mai îndelungată, însemnând că vor putea să vină până aici. Hai să vedem. Sunt foarte bine poziționat armata terană fix la acest choke point.
Asta înseamnă că Strelok va trebui să apere. Va trebui să apere această intrare și atunci când ai contain, țineți minte ce v-am povestit, când ți se face contain, cea mai bună soluție este să faci un drop și să-l obligi pe cel care îți face containul să mai țină acasă din supply, să-l obligi și pe el să vină să apere. Lăcustele astea vor veni într-una, there's no doubt about it. Dar aici Ghost User a trântit un Spinecrawler, însă ideea este să distrugă cât mai multe drone Strelok. Iar aici 3 helioane care... și un robot. Da, 3 helioane care nu cred că vor reuși să facă mare lucru. Viper acum din partea lui Ghost User. Totuși, după mine vedeți acasă 0 unități care să apere. Deci helioanele astea vor putea să facă o cârcă de damage. 18, 9, 20 de drone distruse de către Strelok cu aceste mișcări de trupe. Excelent jucat de către Terran. Și acasă va putea să se apere cu ajutorul acelor siege tank-uri și armata mea, care, sincer să fiu, cam poate să unui aceste lăcuste la greu. Iar siege tank-urile alea puse acolo în siege mode. Ideea e ca acele siege tank-uri să beneficieze de cineva care să tancheze pentru ele. Și cine va tanca pentru ele? Cine oare? Acești Hellbats plus acești Thor. Însă acele Swarm Hosts și-au mutat baza de operațiuni. Sunt pe la mijlocul hărții acum. Iar acești Vipers, Blinding Cloud acolo pentru... doi Thori trași de către acei Vipers. Excelent jucat de către Ghost User această fază. Nu mai există Hellbats sau sunt aici, dar trebuie să-i ducă în poziție domnul Strelok pentru a putea să tancheze pentru acele siege tank-uri. Hai cu Hellbats-ii, domnule Strelok. Au apărut și că Raptor acolo, meci nebun aici pe Daybreak. Și să vedem dacă Terranul va reuși să spargă acest contain din partea lui Ghost User. 160 supply pentru Strelok, 172 pentru Ghost User. Swarm Host, 17 Swarm Host acum pentru jucătorul american, pentru Ghost User. Și încet încet Terranul reușește să spargă acest contain. Se aterizează și cu acești vikingi. Scan acolo pentru a mai curăța din acele Crypt Tumors, care le oferă un movement speed mărit acelor lăcuste. Uitați-vă și voi, când ajung pe off-creep, se mișcă mult mai încet. Însă, din partea lui Strelok, câte 4 siege tank-uri odată, 3 Hellbats odată, plus 3 la atacul de mech și 8 Swarm Host-uri acum pe bara de producție pentru Ghost User. Ghost User va încerca să împartă harta în două. Chestie care îi va permite să-și mai ia și această bază, având în vedere că este la protecția celor Swarm Hosts. Unde Dumnezeu sunt Swarm Hosts-urile? Sunt aici, ok. Nu știu ce a trimis în această zonă, a trimis niște Raptor pentru a putea să distrugă acești vikingi și a putea să intre cu acei Vipers. Atâta timp cât vikingii ăștia sunt în aer, acei Vipers nu vor putea să facă mare lucru. Tocmai am văzut aici o încercare de a distruge un Thor și cred că s-a reușit distrugerea unui Thor, că Raptorii și-au făcut treaba. 0 vikingi acum pentru Strelok, moment în care Terranul spune ok, voi încerca să îți distrug bazele cu această armată mec și sper să reușesc să câștig înainte ca tu să-mi distrugi restul clădirilor, trupelor, economie și așa mai departe. Hai să vedem dacă acest lucru va putea să fie făcut de către Strelok, dar ho-ho-ho, cine este la... Oh, ce Blinding Clouds acolo din partea lui Ghost User. Excelent jucat de către american. Toate aceste siege tank-uri sunt useless acum și o mișcare cu acei Viper excelentă. Din toată armata mecha lui Strelok au mai rămas, îmi cer scuze, aceste siege tank-uri, dar acele Swarm Host și Viper ăștia vor putea să facă o căruță de damage. Foarte bine jucat de către Ghost User. Ghost User este maxed acum. Totuși în spatele acestei agresiuni din partea lui... What? Sorry, I got personal problems, giving you free win. Good luck further. Da, era oricum bătut domnul Strelok, nicio șansă să mai revină în meciul ăsta.
Și da, ce frumos a jucat aici domnul Gosu User cu aceste Swarm Host-uri și Viper-ia. Excelente Blinding Cloud-uri la o fază ceva de genul din a încercat să distrugă baza asta, ceva de genul ăsta. Excelente Blinding Clouds pentru Ghost User. Ghost User câștigă acest Best of 3 cu 2-1 și cu acest ultim match se încheie și materialul meu, aceste vidcasturi. Sper că v-au plăcut, sper că ați reușit să mai prindeți niște chestii din ceea ce fac jucătorii pro și normal o să ne reauzim cu alte tutoriale probabil sau alte meciuri de pe ladder jucate de către mine ca Protoss și ca Zerg. Mă gândesc că ca și Teran v-ați cam săturat de meciurile care vi le-am adus. Am stat acolo că cineva îmi cere și cu altă rasă, deci următoarele meciuri vor fi sau următoarele vidcasturi vor fi cu meciuri de ale mele personale de pe ladder când Zerg sau Protoss. Până atunci însă, prieteni, vă mulțumesc că ați urmărit acest Best of 3 între FXO, Strelok și Millennium's Ghost User și până data viitoare, toate cele bune. Ciao, ciao!